Servus, dragilor! Astăzi suntem aici cu doamna doctor Rodica Țenu, medic veterinar specializat în reproducție canină. O să-i aflăm și povestea ei cu cățelușa Ela care se plimbă pe aici și o să apară și la un moment dat în cadru și probabil că o să-l ocupe pe tot, pentru că este un absolut super bull mastiff. O să ne spună foarte multe lucruri despre partea de reproducție și de sterilizare și bolile din area aceasta a cățeilor, pentru că aici știu că este o mare nevoie de informație și ea e una din cei mai potriviți oameni pentru asta, să ne vină cu informația corectă, pentru că și știu că merge foarte mult pe la congrese și seminarii și se preocupă foarte mult și la cățe, ca la animale, de fapt, ca și la oameni și la medicii veterinari. Există generaliști, există și medici specializați pe diferite specialități, cardiologii, dermatologi și așa mai departe. Și este bine să întrebăm la cel care știe cel mai bine despre domeniul acesta, care este Rodica. Bine ai venit, Rodica! Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult de invitație. Eu mulțumesc! Foarte mult să fiu aici, super aici la voi. Da, e relaxant. Da, relaxant. Și pentru oameni și pentru cății. Da, și el apare foarte mulțumită. De când a venit mai mult, doarme și se plimbă. Nu a avut nicio problemă, a fost ca acasă, ok. E în regulă. Suntem în tabără. Rodica, domnișoara Ela este un minunat bull mastiff. Bull mastiff-ul la noi nu este o rasă foarte cunoscută. Cum ai ajuns la bull mastiff? Fostul meu soț creștea căței, când ne-am cunoscut, așa ne-am cunoscut, venise la cabinet cu doi bull mastiffi foarte frumoși, Indio și Sara. Deci v-au adunat împreună căței, da, și cu soțul meu, la fel am pățit. Da. Și a început, mi-a plăcut foarte mult rasa, dar mi s-a părut un pic ciudat inițial, pentru că eu crescusem înainte acasă, din Piatra Neamț, crescusem seteri irlandezi. Ei, seterul, când ieși cu el în parc și îi dai drumul, stă un pic lângă tine, un minut, două, se uită și spune, bun, scuză-mă, dar chiar n-am ce să fac aici. Și pleacă și vede de drumul. Caută niște păsări. Caută și el ceva, o pasăre, pisică, o ceva, da. Și țin minte și acum că ieșeam în parc și eram cu amândoi cu câinii lesă și îi spuneam, bă, dar dă și tu drumul câinilor din lesă, să plimbe și ei. Și Andrei a zis, ok, hai să dăm drumul. Mi-a dat drumul din lesă și ăștia stăteau lângă noi, mergeau pas și se uitau la noi și ca și cum, bun, și acum ce facem? Mi s-a părut așa foarte șocant, atunci mi-am seama diferența atât de mare de rasă între câini, între câinele de vânătoare și câinele de protecție, să spunem, câinele de protecție stă lângă tine să vadă ce se întâmplă, ești ok, nu ești ok, poți să plec, vii cu mine, ceva de genul, știi? Și așa au intrat bull mastiffii în viața mea. Și ce să zic, de 20 de ani cam sunt în viața mea bull mastiffii. Da, și ocupă mult spațiu. Ocupă mult spațiu, dar în rest, ca și nivel de energie, ca și nivel de, nu știu, de atenție pe care trebuie să-l dai sau de timp pe care trebuie să-l acorzi, este micuț. E chiar micuț, adică da, o oră pe zi acest câine este super mulțumit. Dacă îl scoți de două ori pe zi afară și de restul ai vorbit de trei ori cu el și l-ai mângâiat, n-ai o treabă cu câine. Este un câine, da, super și mie mi se par minunați. Știu că sunt potriviți până și la apartament, chiar dacă par foarte mari. Trebuie niște câini de protecție excelent. Știu că istoricul lor este din Anglia, Anglia. O rasă englezească, formați din mastiff englez și din bulldog, din bulldogul de atunci, nu din bulldogul de acum. Da, bulldogul de acum e siria mea acum. Este, da, este un pic diferit. Dacă te uiți la cum arătau câinii atunci, diferențele sunt mărișoare. Și este un câine care inițial era pentru, a fost creat pentru paza vânatului. Uh-huh. Și pentru paza, însoțeau paznicii de vânătoare noaptea și încercau să prindă, să fugărească doar, să fugărească și să îndepărteze braconierii. Câinele ăsta n-a fost învățat, așa, el ca selecție, nu este învățat să muște sau să atace sau să ucidă omul sau să-i facă ceva. De principiu trebuie să-l pună în, să-l dărâme, că e foarte puternic, să se urce pe el și să aștepte, să nu-l lase să plece, să vină paznicul de vânătoare să ia măsuri, ca să zic așa. Deci ea este și mare parte din câini, mare parte din bull mastiff, trebuie să spun lucrul ăsta, au încă acest comportament. E un câine foarte puternic, un câine foarte agil, pe cât e de puternic, este foarte, foarte agil.
Și foarte alert. Deci, și de altfel foarte prietenoși. Dacă ies, eu când ies cu el în parc, se joacă foarte frumos cu toată lumea, cu copii, cu câini, cu pisici, nu are nicio treabă, nu se ceartă cu nimeni, nici porumbei îi iubește și așa mai departe. Bravo! Dar, exact ce spuneam, când a văzut un zgomot, când a văzut o problemă, imediat intră într-o stare de alertă și face un assessment. Și e foarte interesant că face o evaluare a situației. Este era o pisică, să știți, ce s-a întâmplat de s-a alertat. E prima oară când văd o pisică la pensiune. E o pisică foarte curajoasă. Și asta e o chestie foarte interesantă pe care am văzut-o citit-o în standardul lor, în standardul FCI, că este un câine care evaluează situația. Și într-adevăr asta face. Deci din experiența mea, mergeam cu el în parc și cu fiul meu, ne plimbam, era seara foarte târziu, că chiar atunci s-a nivelit să putem ieși, era și foarte cald afară. Și veneau, și ea este liniștită, merge, miloasă, zici că e Ferdinand, n-ai nicio treabă. Da. Și la un moment dat venea cineva din spatele nostru, venea un tânăr cu glugă pe cap, cu un pic cam ciudat, cu hanorac pe căldura aia, dar părea dubios. Și el mergea liniștită, mirosea, la un moment dat s-a oprit, l-a văzut, s-a oprit, s-a fixat pe lăbuțele, cele patru lăbuțe într-o poziție de asta, așa foarte mândră și foarte atentă, l-a fixat vreo 10 secunde. Și am văzut după aia din nou de treabă, ăla a mai făcut câțiva pași spre noi și s-a mai oprit o dată și s-a uitat la el fix. A fost atât de evident că ea de fapt verifica să vadă ce se întâmplă cu omul ăla, mie mi s-a părut extrem de evident. Bineînțeles, omul a plecat în altă parte. Da, da, dacă se uită ăla fix la tine, nu prea mai bine să stai. Și a fost, și într-adevăr, asta este marea lor calitate. Este băluțe. Mari, buni, blânzi, dar puternici și apără, protejează curtea, protejează omul extrem de hotărât și din propria lor inițiativă. Asta e o altă chestie. Decât să dresezi prost un bull mastiff, mai bine nu-l dresezi deloc, îl lași în pace că se descurcă singur. E ca și la carpatin. Da. Și carpatinii la fel, ei fac pas, vrei să-mi bagi niște... Obita, nu facem asta, vină un caci. Nu, vină aici. Să-mi bagi niște băluțe pe bluza mea cea nouă, da, că pe pantalonii mi-ai aranjat oricum. De-aia trebuie să ai și tu un defect, că în rest ești perfectă. Da, și eu, oricum sunt cu puține bale, nu sunt cu multe bale, dar acum văzând pisica și așa... M-am emoționat. M-am emoționat, desigur, da. Da, mie bull mastiffii mi se par, știu și de la Andrei, a venit la pensiune cu doi masculi. Păi, ea a fost singura dată în viața mea când m-a dărâmat un câine, pentru că unul dintre ei a intrat, m-a văzut și mi-a sărit în brațe. El, dar pe pozitiv. Și m-a zburat, într-o masă. Deci în 6 ani a fost primul câine care efectiv, dacă nu era masa, mă punea jos fără nicio problemă. E și într-adevăr, cred că are cât 60 de kg? Are vreo 60 un pic, dar are la 54, deci e ok. Da, pe lângă, uite, oamenii vor câini de protecție și pază și au Malinois, care, ca să-l citesc pe Cătălin Banghia, este un câine de lucru, nu neapărat de pază. Trebuie să-i dai foarte mult de lucru, nu poți să-l lași să patruleze o curte, că după aia îi vin foarte multe idei și s-ar putea să rămâi fără tot ce ai în curtea aia. Vecin, da, și au tot felul de rase de astea care, de fapt, sunt făcute pentru altceva. Și uite, de exemplu, Bull Mastiff, într-adevăr, e un câine foarte bun, talentat, nativ și foarte comod. Cum e și carpatinul. Da. Diferența este că carpatinul nu are blană, e foarte rezistent la vremea proastă. Și bull mastiff, el a zis, nu e o problemă. Frigul nu e o problemă pentru el, căldura mai mult. Dar nici carpatine pe căldură nu-s deosebit de fericiți. Nu, Și sunt câini pe care i-ai lăsat în curte și stai liniștit că ei își fac treaba, și au făcut perimetru, asta e treaba mea. Și nu contează dacă omul este prieten sau a intrat de 30 de ori în curte și odată ți intră fără tine și intră cu intenții proaste, de obicei bull mastiff reacționează. Nu merge pe prietenii așa. Uh-huh. Adică asta e o chestie foarte importantă și care mie mi se pare fascinantă la rasa asta. Capacitatea lor de a lua decizii. Asta poate e mult spus, dar într-adevăr ei evaluează un pic situația și reacționează. Am avut un pui dat la un proprietar care tot venea și ne spunea, domnule, da, ziceți-mi și mie, dar ăsta când începe să facă pază? Câinele avea vreo 2 ani și ceva, maturitate, dar când începe când și e nevoie? Și
Andrei a zis, dom'le, dacă ai să ai vreo problemă, face pază, dar până atunci nu latră prostește, că n-are cum. Și era un pic nemulțumit omul, deci el venea constant cu întrebarea și câinele ăsta cam când începe să facă pază. Să facă gălăgie, de fapt, că da. Asta întregea prin pază. La un moment dat a venit și ne-a spus, a venit foarte încântat și foarte mulțumit și ne-a zis că el a plecat din țară, câinele l-a închis în curtea din spate, peste soția lui au intrat gunoielii, erau străini și soția nu vorbea limba română, nu știu ce, ceva de genul. Au intrat gunoielii să ia gunoiul și au intrat peste ea în curte, nu știu cu ce intenții, nu știm, că n-am apucat să aflăm cu ce intenții. Deoarece era un bulmastif acolo. Iar câinele a sărit gardul, un gard înăltuț, pe care bulmastiful nu-l sare în mod obișnuit, decât dacă e nevoit. Vrei să facem lucruri? Hai că facem, dar nu mă pune să sar prostește, că nu e. Eu mă odihnesc între timp. Și a apărat stăpâna, i-a pus pe ea pe fugă, nu au fost victime, că în general nu, nici nu trebuie. Deci doar când îl vezi că vine spre tine, e suficient, te retragi dacă mai poți. De obicei nu prea poate să se întoarcă fără să știi, asta e toată povestea. Este un câine foarte, foarte ok, pe care eu l-aș recomanda oricui are un pic de curte și care vrea și un pic și pază, cu copii, fără copii nu contează. Dar aș recomanda foarte tare să-l socializeze de mic și să aibă foarte mare grijă la cine merge la dresaj. Pentru că, repet, mai bine nu-l dresezi deloc decât să-l dresezi prost, decât să faci atac, decât să faci chestii. Păi dacă l-ai pornit pe ăsta la atac, nu mai oprești ușor. Și nu e cazul. Deci chiar nu e cazul. Iar socializarea în primele luni de viață pentru bulmastif e foarte importantă și să-l lași să joace cu câinii, să... Cum e și la carpatin, da. Cum e da. Și la toți câinii. Până la urmă, socializarea în primele luni de viață este esențială. Dacă vrem să avem un câine echilibrat, adică nu-l ținem până la un an în casă și după aia sau în curte și după aia ieșim pe stradă și l-a turbat. Ela este câine de pandemie, dar și atunci chemam copiii colegiului fiimii, chemam acasă, le făceam teste de alea rapide și așa. Și ea și frații ei aveau o dată de două ori pe săptămână, cred că vreo 12-14 adolescenți în casă. Să exerseze. Da. Și acum când îi vede și se întâlnește cu copiii pe stradă, este atât de fericită, nu știu, zice, mamă, ăștia sunt de-ai mei. Da, e o scumpă, o frumoasă și o deșteaptă Ela. Nu e așa, Ela? Ela. Ela e ocupată, sunt foarte multe mirosuri pe aici. Da. Înainte ai mai avut căței? Da, setteri, doi setteri irlandezi, așa, eu așa, de asta m-am făcut eu veterinar, pentru că mi-am luat la un moment dat, îmi doream foarte mult un câine. Chiar voiam să te întreb, cum ai ajuns tu medic veterinar? Îmi doream foarte, foarte mult un câine și am avut o setteriță, mi-amintesc și acum, că nu știu de unde, eu nu știam foarte bine rasele de câini. Am văzut un anunț în ziar la un moment dat, eram la liceu, și am văzut un anunț în ziar, vând setter irlandez, femelă 11 luni, ce acum îl văd. Și am zis, nu, maică mea îl citea. Și zice, ia uite, cum o fi câinele ăsta? Și eu am zis, deci ăsta este un câine roșcat, văzusem cred odată în viața mea, dar nu știu de unde mi-am întâlnit, un câine roșcat cu părul lung, e superbă cățeaua asta, hai să o vedem și noi. Era pe vremea lui Ceaușescu încă, era... sau imediat după Revoluție, nu mai știu. Salariile au foarte mici, țin minte și acum că era înainte de ziua de salariu a mamei și nu aveam bani în casă nici să trecem strada, iar câinele a fost extrem de scump pentru că a fost cât salariu de mamei în ziua respectivă, în luna respectivă. Și în fine, am zis, hai mă, să o vedem. Haide doar să o vedem. Și am plecat într-o seară, pe la vreo, nici nu știu, 8 seara. Ne-am dus undeva la o curte în Piatra Neamț. Și cei care o vindeau au chemat-o de undeva din spatele curții. Doamne, deci când am văzut frumusețea aia de câine, sunt ea plutea, superb. Pur și simplu plutea. Doamne, ce eu când am văzut-o, m-am pus în genunchi lângă ea și am zis, deci trebuie să o luăm. Salariul pe lună nu contează. Mama, care oricum n-avea mai multă minte decât mine, deci atunci am zis, bine, da, hai să vedem. Am zis, domnule, o luăm, dar haideți, venim mâine să o luăm, să nu știu ce. Și a doua zi, toată ziua m-am preocupat cum facem rost de bani, am găsit până la urmă, a trebuit să plec, țin minte și acum, până undeva, într-un sat, la niște cunoștințe, să iau niște bani până nu știu când, în fine, am luat cățeaua. Și a fost fascinant, a fost un câine super, super bun. Mi-a făcut viața, tinerețea frumoasă cățica asta. Am dat-o și la montă, bineînțeles, de atunci mă ocupau. Am dat-o și la montă și am păstrat un pui. Deci de la domnișoara Setter și puiul Luisa, ei. Da, de la Luisa și puiul ei, de acolo am pornit. De acolo ai ajuns la medicina veterinară. Da, și am făcut cu foarte multă pasiune și e pasiunea mea meseria asta, cu siguranță.
N-am făcut medicină veterinară de-a lungul timpului, deci și acum lucrez în multinațională, deci jobul meu constant este în multinațională, dar ca chemare, ca pasiune, da, fac partea asta de reproducție, pentru că și o fac la un nivel destul de mic, recunosc, dar fac lucruri pe care nu le fac alții la momentul ăsta sau le fac foarte puțin la noi în țară și care sunt legate pur și simplu de păstrarea materialului genetic de calitate. Pentru un câine, pentru un mascul, deocamdată pentru femeie nu se poate, dar pentru un mascul e foarte important să poți să păstrezi material genetic de foarte bună calitate. Este foarte important să poți să ajuți crescătorii să ducă rasa în direcția în care vor să o ducă și în care trebuie făcută selecția. Pentru că sunt foarte multe situații în care rase de frumoase și de foarte mare valoare și de foarte mare utilitate s-au stricat, aș putea spune. Poate sunt prea dură când spun s-au stricat. Nu, așa se întâmplă că vedem noi la dresaj. Da, dar am avut o situație în care noi am pierdut o linie foarte mișto pentru că nu au prins montele și așa mai departe și n-am știut ce să facem aici local. Și am avut o burmastifă foarte bună care a murit după aceea, a făcut o dirofilariză și a murit. Și atunci am zis, băi, trebuie să fac asta, e păcat. Adică să nu poți tu să faci o însămânțare cu material seminal, refrigerat, congelat, nu e ok. Și am început asta încet, încet. E mult, e foarte multă muncă, sunt și foarte multe satisfacții pentru că când îți iese un cuib din material congelat, doamne, deci mi se pare fabulos, știi? Când îi vezi acolo niște paiete simple și după aia vezi puiuți, e super mișto. Super, super mișto, fascinant de-a dreptul. Și da, asta ca pasiune, dacă vrei, în momentul de față și subliniez că la momentul ăsta, da, o fac cu foarte mare responsabilitate și dedicație, dar o fac ca pasiune în mod special și îi acord un timp limitat, că n-am prea mult. Partea de specialist în reproducție, de reproducție controlată și însămânțări cu material seminal congelat, congelări și așa mai departe, refrigerat, da, astea sunt cumva a mea pasiune, nu a meu hobby, ca să spunem așa. Și asta e, știi cum e, pe alții întrebi și care e pasiunea ta? Mie îmi place machiajul, mie îmi place cititul, mie îmi place să mă duc la plajă, ție ce-ți place să faci refrigerare de material congelat? E și foarte greu de explicat. E foarte greu de explicat când... Deci e ceva ce eu nu credeam până să te cunosc pe tine că există în România. Adică, nu știu dacă mai există sunt, și au fost în alte părți. Au fost Timișoara care a lucrat. Nu știu dacă se face acum, dar știu că au fost Clujul, Timișoara, au lucrat foarte mult. Mai sunt și colegi la noi în România care fac lucrul sau care au făcut lucrul ăsta, dar în mod organizat, autorizat, cred că sunt singura la un momentul de față. Eu am aflat de asta când Dan a vrut să, tot așa, să păstrăm material de la Paș, care e campionul nostru european și un exemplar, un carpatin extraordinar de nu numai frumos, cât echilibrat și adevărat. Da. Și așa am aflat că se poate face asta. Da. Și mi se pare foarte important. Pentru că aici vorbim de, ca să înțeleagă oamenii, de păstrarea caracteristicilor unei rase care ne ajută să facem ceva cu rasa aia. În cazul de față, să avem niște exemplare corecte fizic, foarte bune la pază și protecție. Lucru pe care cu altă rasă sau cu niște exemplare amestecate nu ești sigur că poți să obții. De fapt, ești sigur că nu poți să obții. Asta este rostul la și, perpetua. Da, și care să fie perfect controlabil. Un câine de talia asta trebuie dus la modul propriu, cu două degete. Lesa, tu trebuie să fii în stare să duci cu două degete și să-l ghidezi, să-i spui, hai, vină pe aici, să-i faci așa un pic, fii atentă că vă schimb direcția. În momentul în care trebuie să tragi de el ca să-l ții, în momentul în care trebuie să te lupți cu el ca să-l duci pe stradă, și atunci e un pic periculos. N-ai nicio șansă și înseamnă că, de fapt, genetic, câinele ăla nu mai e ce trebuie și nu mai e conform rasei. Sau poate că a avut niște experiențe neplăcute în viață, pentru că, uite, mama ei, de exemplu, era un bulmastif care a trăit în copilărie, într-o nărăpungie, a trăit cu niște amstafi și avea comportament de amstaf. Nu era foarte prietenoasă cu câinii, nu era... Bineînțeles, nici nu s-a ocupat nimeni de ea și când am preluat-o noi, am adus-o înapoi, n-am avut timp, era adultă și n-am avut timp de ea, stătea în padoc. Ăsta e un câine cu care ies de două ori pe zi afară, care
vede lucruri care, mă rog, și cu care lucrez foarte mult și cu care s-a lucrat foarte mult și s-a investit nu foarte mult timp, dar timp de calitate și, mă rog, dresaj de calitate, tocmai pe principiul ăsta. Dom'le, să fie un câine pe care să-l poți controla. Iar satisfacția este imensă. Deci, când eu merg prin parc sau, mă rog, pe trotuar sau whatever, într-o aglomerație maximă, cu câinele ăsta și țin lesa fix cu două degete și n-am nicio problemă și când lumea se ferește din fața mea, zice, eu sunt atât de happy, nu pot să spun. Deci mi se pare fabulos. Deci nu vă luați BMW, luați-vă Bull Mastiff sau Carpatin. Exact. Și merg foarte bine la pas, învață extraordinar de repede. Eu tot fac comparația asta pentru că deși ei sunt moloși, ceilalți sunt lupoizi, de fapt utilitatea este cel puțin parțial tot aia, că bulmastiful nu poți să-l duci, ci poți să-l duci să păzească vânatul și să placheze braconierii, ceea ce în România ar fi foarte util, dar nu poți să faci pază de turme cum poți să faci și cu carpatinul, dar nici cu carpatinul nu poți să plachezi pe nimeni, deși în ultima vreme, la cum sară știa micii, cred că am putea să-i învățăm, o învăț pe Bughea să placheze oameni. Bun, un subiect care este de foarte mare interes pentru oameni și cu care mă întâlnesc la aproape fiecare cățel care vine la pensiune, la dresaj, la orice. Când, la ce vârstă putem steriliza cățelul ca să fie ok? Primul lucru pe care vreau să-l spun este că eu personal, eu ca și veterinar, eu nu recomand sterilizarea decât dacă nu ești în stare să-ți protejezi câinele să nu se monteze sau cățeaua, whatever, sau dacă sunt niște probleme de sănătate sau dacă vorbim de câini maidanezi pentru care trebuie să restricționăm puțin înmulțirea. Deci aici trebuie să spunem, conform legii, căței de rasă comună și metișii câinilor de rasă, prin lege trebuie obligatoriu sterilizați, da. Așa spune legea, tocmai ca să se protejeze această mulțire fără sfârșit de care ne lovim tot timpul cu câinii care sunt pe stradă. Pe lângă asta, căței luați ca și, nu știu, Amstaff sau caniște pe OLX și care n-au de fapt nicio legătură cu rasa aia sau au o legătură foarte mică și nu au pedigree, prin lege sunt considerați metiși și trebuie sterilizați. Deci aici vorbim de lege, așa este absolut, legea. Absolut. Acei câini trebuie sterilizați. Și nu ne băgăm când legea spune ceva, da, nu e, ne conformăm, aia, legea, nu avem ce să facem. Nu ne dăm cu părerea că nici la codul penal nu-mi dau cu părerea, nu, deși câteodată mi-aș dori. Dar mi-aș dori foarte tare câinii pe care, oamenii care își cumpără câini, să-și cumpere câini cu pedigree, pentru că atunci știu foarte bine, bine, dacă adopți, dacă te duci și îți cumperi un câine, nu știu, sau îl iei dintr-un adăpost foarte frumos, da, admirabil. Și încurajăm asta, pentru că chiar sunt foarte mulți care au nevoie de familie. Absolut. Și e ceva ce vorbește mult despre tine ca om, în primul rând, și așa. Dar dacă chiar vrei să cumperi un câine, ideal este să cumperi un câine cu pedigree și atunci nu ai problema asta de a steriliza neapărat. Dacă se ajunge la momentul sterilizării, dacă se dorește în final sterilizarea și dacă se sterilizează, pentru masculi, obligatoriu după atingerea maturității sexuale, care diferă foarte mult de la o rasă la alta, de principiu, noi spunem așa, din momentul în care ridică piciorul, poți să spui că are hormoni sexuali în sistem și deja încep ăștia să acționeze. Uite, asta e informație foarte interesantă, pentru că toată lumea spune la un an. Sunt doctori care spun la 2 ani, la 3 ani. Depinde foarte mult de rasă. Sunt niște tabele pe fiecare rasă când ajung cumva maturitatea sexuală și ce se întâmplă. Trebuie ținut cont de două lucruri foarte importante. În primul rând, gonadele, ovare, testicule, nu au doar rol de reproducere, nu au doar rol sexual, au și alte roluri pentru organism. În primul rând, pe sistemul osos, pe dezvoltarea corectă a oaselor, articulațiilor, a ligamentelor. În al doilea rând, știm cu toții că femelele sterilizate, mare majoritate, la un moment dat vor face incontinența urinară, nu toate, dar o parte dintre ele. Și, din nou, și acolo vorbim de un rol al estrogenilor în sănătatea aparatului urinar. Deci trebuie să ținem cont, cum spuneam, de două chestii. Prima dată, rolul pe care gonadele l-au pe organism. Și vorbim de oase, vorbim de dezvoltare la modul general, mai mult la mascul, dar și la femelă. Și în al doilea rând, de faptul că ovarele, testiculele și hormonii pe care îi produc sunt într-un sistem, sunt înlănțuiți cu ceva. Adică există un circuit acolo. Dacă ai sterilizat chirurgical, ai scos, ai îndepărtat total ovare și testicule, atunci ai creat un pic un dezechilibru și
sunt niște consecințe pe termen lung, sau mă rog, niște riscuri, nu neapărat consecințe, niște riscuri și niște efecte secundare pe termen lung, destul de urâțele, în funcție și de vârsta la care sterilizezi masculul sau femela. Referitor la vârstă, se spunea pe vremuri că femeile este bine să fie sterilizate înainte de primul ciclu de călduri, că în felul ăsta le protejezi de tumori mamare. Să știi că am auzit teoria asta în ultima vreme la foarte mulți medici. Nu prea mai este de actualitate. Se consideră că este mai bine să o lași să aibă un pic de stimulare estrogenică și să dezvolte și femeia suficient de bine, pentru că înainte de primul ciclu de călduri înseamnă șapte luni. Totuși, o să-ți crească un pic mai înaltă, o să fie niște lucruri care se întâmplă acolo. Dar mă rog, să spunem că nu este atât de grav cât ar fi la mascul dacă îl sterilizezi înainte de maturitatea sexuală. Nu există o vârstă clară. Nu aș putea să spun de la 2 ani sau de la 1 an poate fi sterilizat. De principiu, din momentul în care câinele respectiv devine activ sexual, are un comportament mascul, ridică piciorul, miroase ca umbre după fete, trebuie să-l mai lași câteva luni de zile pentru ca hormonii respectiv să-și facă și ei treaba, pe ce mai au de făcut, pe oase, pe articulații, pe așa. Și spuneam așa că din punctul meu de vedere, cu cât mai târziu, cu atât mai bine. Ce ar fi de făcut pentru femele, de exemplu, ar fi ideal să se facă câte o ecografie pe an sau o dată de două ori pe an, să vadă dacă nu e într-adevăr o problemă uterină, dacă nu implică ceva din perspectiva sănătății uterului. Oamenii, în general, sterilizează femelele pentru că nu vor să treacă prin partea de călduri care se întâmplă două ori pe an, ține 21 de zile, e cu sângerări, mai ales la căței talie mare, este cu multe sângerări. Da. Și atunci vor să evite situația asta. Nu o să-i convingem noi că mai bine o lăsați așa, pentru că e vorba de confortul lor și e puțin probabil să își dorească să lase cățelele așa. Ce e important e să le spunem că să sterilizeze femeile. Eu asta am înțeles după primul ciclu, după un an, după... În principiu... Oamenii au nevoie de niște repere clare, știi? Orientative, dar să fie destul de clare. Prima dată, revin, gândiți bine când recomandați sterilizarea și fiecare, și veterinar, și crescător, și om, și dresor, și alt specialist, trebuie să gândească bine când recomandă sterilizarea. Pentru că... Din nou vorbim de câine cu pedigree. Pentru că la ceilalți e obligatoriu să-i sterilizezi. Vorbim de câine cu pedigree. Deci nu intervenim asupra legii. Sau cerințelor legale, clar. Există și varianta unei sterilizări medicamentoase, care s-ar putea să fie mult mai bună decât așa numită sterilizare chimică, nu? Nu se cheamă chimică, dar este pur și simplu o sterilizare medicamentoasă care... are mai puține efecte adverse decât are sterilizarea chirurgicală. De ce? Pentru că ce fac semnalul pentru ovare și testicule să producă hormoni sexuali vine de la etajele superioare, vine de la hipotalamus, vine de la hipofiză, nu vine de la... Din aer. Și, bineînțeles, se întâmplă lucrul ăsta... Începe producția de hormon sexual, se ajunge la o anumită cantitate în sânge și atunci se întâmplă un mecanism de feedback negativ. Respectiv, se primește înapoi hipotalamus semnul, domnule, avem suficient, mulțumim. Și bine, oprim, ne vedem data viitoare când o să mă scadă concentrația. Dacă organele astea sunt scoase total, atunci, în mod constant, va exista o cerere. Da, către hipotalamus, hipofiză, către așa, etajele superioare, să producă hormon sexual. Nu avem, fraților, dați aici hormon sexual. Și atunci, hormonii care determină această secreție sunt în cantitate, se produc foarte mult și sunt în cantitate foarte mare în sânge. Ei, se pare că, pe termen lung, ăștia dau diferite forme de cancer. Adică toate formele de cancer, de prostată, de la câini sterilizați, de... vezică urinară și mai departe, s-a constatat că sunt pe baza unor receptori pentru LH, pentru un anumit hormon. De asta zic, hai să ne gândim întâi, să nu luăm
care e vârsta, frate? Nu știu, frate, cât mai târziu. Dacă, din punctul meu de vedere, cât mai târziu. Din punct de vedere al unui câine fără pedigree, pentru care e obligatorie castrare, atunci, da, spunem așa, după minim un an pentru mascul, dar pentru câini de talie mare, cu siguranță peste un an jumate, doi. Iar pentru femele, aș zice că tot așa după un an jumate, doi, poate un pic mai devreme, neavând o, din nou, de la rasă la rasă, diferențele sunt foarte mari, nu sunt... Noi întâlnim la dresaj probleme de comportament care pot fi parțial corectate, da, cu castrare la mascul. Deci vorbim, da, de masculi agresivi, la care probleme de comportament și problemele pe care le pot aduce în nivelul lor de agresivitate și de dominare, de asta e vorba, pot fi mai mari, adică pot fi mari. Cum punem în balanță asta? Pentru ideal că... ar fi să punem în balanță, cum spuneam, prima dată pentru o castrare medicamentoasă care e reversibilă. Vezi măcar, okay, dacă funcționează. Vezi dacă nu cumva aia vine din frică și s-ar putea ca după castrare să fie și mai fricos și să reacționeze și mai urât. Sunt situații și sunt studii descrise deja pe subiectul ăsta. La nivel internațional este un subiect destul de dezbătut. Și după aceea, dacă îți merge și ai reușit prin asta, sunt niște implanturi care se administrează, se pot și scoate relativ ușor, deci nu e o problemă reală. Însă, dacă într-adevăr există un beneficiu, măcar dă-i o șansă să vezi ce se întâmplă acolo. Pentru că am văzut multe situații de căței care efectiv ar fi ajuns la adăpost pentru că erau foarte problematici și a fost depus, da, în balanță. Cățelul are un an și am observat că problemele de comportament la căței care au ajuns să producă mult testosteron deja greu de scos, câinele capătă niște obiceiuri proaste. Și punem în balanță, pur și simplu câinele este foarte agresiv și ajunge la adăpost, că nu mai poate nimeni să-l controleze. Pentru că, ok, știi cum e, că cu un dresaj corect și cu un stăpân corect se poate să gestionezi orice câine. Da, dar e un câine care e foarte problematic într-o familie în care oamenii n-au. Ei, da, de fapt, au profilul, da, unui stăpân de golden. Și atunci, da, ca să păstrăm câinele în familia aia, să-i dăm o șansă, castrarea asta ajută. Deci tu spui că... Ar fi bine să încercăm înainte o castrare chimică. O castrare medicamentoasă, îmi place mai mult termenul medicamentoasă, pentru că ce se întâmplă? Implantul respectiv acționează un pic mai sus și atunci nu mai produce toți hormonii aia în cascadă, care se plimbă singuri prin sânge și determină sau pot determina niște afecțiuni ulterior. Plus că este reversibil, ai și șansa să te răzgândești un pic, să vezi ce se întâmplă, să poți să faci o evaluare. Okay. Deci e de luat în calcul. Noi nu întâlnim problema de comportament decât foarte rar la câini cu pedigree. La, poate, la Malinois, dar ăla e normal să fie așa, deci nu intervenim pentru că ăla e normal să fie așa. Nu e normal să fie într-o familie cu copii să stea pe canape. Dar asta e altă poveste. Noi întâlnim problemele astea pentru că 90% din căței cu care lucrăm nu sunt căței cu pedigree, la căței care, conform legii, ar trebui castrați la 6 luni. Că masculii, conform legii, trebuie castrați la 6 luni, femelele la 4, din câte știu, sau 6 cu 9. Nici nu știu. Eu, să zic exact. Cred că 6 cu 9, mai repede. 6 cu 9, cred că masculii la 9 luni și femelele la 6, tocmai ca să nu ajungă... Bine, legea e făcută tocmai ca să se prevină această mulțire necontrolată. Deci, da, trebuie gândit un pic aici. Legea este făcută, într-adevăr, pentru a rezolva o problemă foarte mare la nivelul României la acest moment. Câini fără stăpân care... Nu numai, sunt și câinii cu stăpâni din curți care se mulțesc, ies, da, pe stradă și... Dar și nu neapărat gândite la, pentru individul în sine, pentru câinele în sine. Dar, da, în cazul respectiv, dacă câinele este fără pedigree, dacă legea așa cere, nu stăm la discuții, trebuie să facem lucrul ăsta și îl facem. Și îl facem totuși după ce atinge câinele maturitate sexuală, care, hai să spunem, la modul general, după un an de zile, dar, revin și mă repet, hai să luăm așa. Din momentul în care cățeluș, câinele respectiv, a început să manifeste comportamentul de mascul, să ridice piciorul, să caute femele, îl mai lăsați 2 luni de zile, 3, ca să aibă și el șansa să fie expus totuși la un nivel de... testosteron, care are niște roluri de androgen, la modul general, care are niște roluri, mai osifică oasele, mai dă un pic de încredere, mai face niște lucruri pe acolo, adică nu e doar ăla rolul. Cred că nu e un capăt de țară atât de mare, dar la fel, depinde aici, intrați voi în discuție, evaluați de la caz la caz. Aia, din clar. Perspectivă medicală... Uite, de exemplu, avem un cățel care vine la pensiune, un pitbull, a fost luat din Aruba.
și acolo se castrează câinii la 6 luni. Este din cauza că a fost castrat de vreme, cățelul e foarte sănătos. Presupun că și aceste efecte secundare sunt apar de la caz la caz. Și sunt de la caz în caz și apar oricum în timp. Nu apare da, imediat. Ăsta are, cred că, vreo 4 ani, 5 ani, ceva. Este ca un labrador. Deci un cățel a rămas la nivel de pui. Este mega sociabil, foarte drăguț. Oamenii asta și-au și dorit. Acum, dacă ai un câine de genul ăsta, bine, pitbullii e obligatoriu să fie castrați. Este interzisă mulțirea pitbullilor în România, deși e plin de pitbull peste tot. Aia e. Ai văzut un pitbull? Poftim? Ai văzut un pitbull? Iar ceva pe carnete, cred eu. A, pe carnete este Amstaff, da, dar este plin de pitbull în România care sunt interziși. Nu spunem că ne plac sau nu ne plac, sincer să fiu, mie îmi plac câinii de luptă, doar că în România nu ai voie să mulțești pitbull. Și eu știu o grămadă de oameni care mulțesc pitbull și asta este o problemă și care își cumpără pitbull. Și aia trebuie musai castrați. Deci dacă îți iei un pitbull, dar nu ți asumi faptul că ai un câine care va fi agresiv cu alți câini cu care trebuie să lucrezi, că un pitbull e un câine foarte bun de lucru, care trebuie să lucrezi frecvent, cu care trebuie să fii alfa și pe care nu poți să-l lași într-o pensiune așa random să se joace cu alți câini, dacă ți asumi toate lucrurile astea, atunci teoretic n-ar trebui să-ți castrezi pitbullul dacă n-ar zice legea. Dar da, atunci când trebuie, uite, rezultatul este că ai un câine mult mai calm și mai... Da. Gestionabil în familie. Sunt convinsă că așa este, sunt plusuri și minusuri, sunt convinsă că așa este și sunt convinsă că marea majoritate a cazurilor câinii castrați sunt mult mai docili decât câinii necastrați, fără discuție. Da, așa e. Sunt și excepții însă și din nou medical vorbind, că de asta suntem în balanță. Aici. Da, pune medical din punctul vorbind, meu de vedere medical vorbind, da, eu aș pune întotdeauna în balanță, aș încerca inițial o castrare medicamentoasă și vedem efectele după aceea și după aceea sunt situații în care unul din efectele secundare este, mă rog, la rasele la care chiar contează părul, se strică foarte mult textura părului. Uite, asta nu știam. Foarte mult, da, se strică textura părului și o să capete părul ăla de papi, de diferite rase. La toate rasele sau? Nu întotdeauna și nu, nu la toate, nu neapărat la toate rasele. Eu am văzut castrați care arată excepțional. Nu întotdeauna, asta. Dar sunt multe rase, în mod special la setteri, dacă sunt castrați masculii după o anumită, chiar și după o anumită vârstă, deci nu trebuie să fie neapărat foarte tineri, sunt situații în care au părul acela de puiuț, da, cumva, da, puf. Și de puf, da, și se strică calitatea părului destul de mult. Deci efecte secundare sunt, nu spun nu castrați, sub niciun motiv, nu spun, spun doar gândiți un pic bine înainte, este o chestie absolut irreversibilă, nu are sens să faci ceva și după aia să te gândești, te gândești înainte și o faci după aceea. Vrem să testăm ceva pe, nu știu, pe schimbare de comportament. Există variante prin care poți să faci o castrare reversibilă și vezi ce se întâmplă. Asta e. Că tot ești tu specializată pe reproducție și clar ai informațiile mult mai la zi decât mulți dintre noi. Voiam să te întreb cum este... Foarte des mă întreabă oamenii, în afară de faptul că mă întreabă foarte des dacă nu vreau să, dacă nu știu pe ce vreau să adopte un câine, asta e invariabil zilnic, aproape. Mă întreabă foarte des, am și eu, nu găsim și noi o fată pentru băiatul meu, de multe ori mă întreabă oameni fără pedigri, cu câini fără pedigri, eventual cu câini de rasă comună, le zic că e ilegal, nu ne băgăm, noi suntem oameni serioși și nu facem așa ceva. Dar dacă sunt câini cu pedigri și buni, sunt chiar cu adică cu o genetică foarte bună, dacă te uiți pe pedigri, te uiți și la câini, sunt ok. Dar nu găsesc fete să așa, da. Pentru că majoritatea oamenilor care au femele cu pedigri le castrează ca să nu-i doară capul de călduri și de așa și mai de departe. Da. Oamenii vin cu ideea de să-l dau și eu odată. E bine să-l dai odată sau e bine să-l dai constant? Pentru că eu știu de la un prieten bun crescător și nu numai, că odată ce l-ai dat odată, după aia tot vrea, adică prinde gustul. Care e varianta cea mai bună? Să nu-l dai niciodată, să-l dai frecvent, să-l dai odată, să-l castrezi în cazul în care nu montează? Depinde mult de câine. De principiu, într-adevăr, odată ce a făcut montă, o să-și dorească să facă montă în continuare și o să fie un câine mai activ sexual, evident. Se vor întâmpla și niște modificări pe el foarte frumoase la mascul. Deci, odată ce încep să monteze,
se îmbracă altfel, au altfel capul, nu știu, sunt într-adevăr un pic mai mascul și arată mult mai bine. Contează mult, cred că în final, ideal ar fi să fie câteva monte făcute, dacă e un câine de calitate să aibă câteva monte făcute, dar asta nu e ușor, pentru că trebuie să aibă drept de montă, este mult mai ușor să, dacă tu ai femelă și vrei să faci pui, să spui, dom'le, vreau și eu să fac pui cu masculul tău și zici, da, fii sigur, dar vreau și eu să fac pui cu feroana asta, nu, lăsați așa, știi că este mult mai ușor într-adevăr, se poate... Medical nu se întâmplă absolut nimic. Dacă îl face o singură montă în viața lui, dacă nu face niciuna, probabil că să facă niște probleme de prostată la un moment dat, la 10 ani sau mai știu eu ce, o hipertrofie de prostată care se întâmplă și care se tratează. Comportamental poți să pui problema. Probabil că e mai fericit și mai liniștit un câine care face mai multe monte. Pe de altă parte, nu cred că reușești vreodată să spui... nu știu, uite, câinele ăsta e epuizat de atâta monte, s-a stăt foarte cu minte, fiindcă au făcut 20 de monte, nu știu câți ani. Nu, ei, de principiu, pot monta, să stimulează prezența femelei în călduri, deci nu neapărat de faptul că și-ar dori să monteze în fiecare zi, nu. Femeia, prezența femelei în călduri e cei care îi stimulează, atunci sunt greu de ținut, într-adevăr, sunt greu de managuit și sunt greu de, nu știu, și atunci poți să ai mai multe probleme comportamentale cu ei și poate... și medical sunt mai stimulați, mai agitați, mai... Dar altfel, dacă în mod constant ei nu întâlnesc semene în călduri, că montează o dată, că montează de 3 ori, că montează de 20, nu face o diferență. Deci, cum deci dacă avem un mascul cu pedigree, mergem cu el la expoziție, îi luăm dreptul de montă, de la 1 noiembrie apare și problema asta cu regulile suplimentare, trebuie teste de displazie, teste de tot felul de boli genetice în funcție de rasă. Ceea ce nu e rău. Ceea ce e foarte bine, au apărut și testele de lucru la câinii care lucrează, acolo unde se pot da. Și după ce îi luăm cățelului dreptul de montă, căutăm fete. Nu găsim fete, e mai bine să lăsăm cățelul așa sau să îl castrăm? Din punctul meu de vedere, medical vorbind, este mai bine să îl lăsăm așa. Dacă vrem să-l castrăm, nu ne înțelegem cu el și așa mai departe, e bine să-l castrăm după o vârstă mai înaintată, 5 ani, 6 ani. Nu mai este problema care era pe vremuri. Spuneam, hai să-l castrăm acum, că după aia operație, anestezie, nu știu ce. Nu, sunt aparate de anestezie foarte bune, anestezici foarte buni. Cu cât întârziem mai mult momentul castrării, din punct de vedere medical, este mai bine. Nu luăm în calcul ce ne cere legislația, nu luăm în calcul faptul că dacă e un câine foarte agresiv, este o problemă, nu știu, majoră. Dar cu cât ne ducem mai departe, s-ar putea să fim nevoiți la un moment dat să-l castrăm, că a făcut o hipertrofie de, o hiperplazie de prostată. Atunci, e clar, castrarea reduce foarte mult volumul prostatei și scade semnele clinice și foarte mult. Dar e momentul ăla la care poți să faci lucrul ăsta fără probleme mari și dacă, Doamne ferește, o s-a întâmplat ceva de acum peste 5 ani de zile, una e să-l faci la 8 ani să-l castrezi și să aibă o problemă la 13 și alta e să-l castrezi la un an și să ai probleme cu el pe la 7, 8, nu știu când, totuși te bucuri de câine tău mult. Bine, apropo de probleme de comportament, din experiență, din nou, pentru că noi nu suntem medici, din experiență căței care nu au fost castrați, masculii cu probleme de comportament, cauzate de testosteron și nu de anxietate sau de altceva, care n-au fost castrați mai devreme, dacă îi castrezi la 5 ani, nu le mai scoți obiceiurile alea proaste nici cu mama castrării, adică acele probleme de comportament care au apărut în momentul în care a apărut testosteronul, deja au devenit obiceiuri și castratul la 5 ani nu o să mai facă. Nu poți să-l castrezi înainte de a apărat testosteronul, nu e ok, nu poți. Bine, da, ce spuneam eu acum este că pentru comportament la 5-6 ani e irrelevant. Da, deci nu ne deja mai ajută. Sunt niște comportamente deja sunt comportamente învățate da, și da, nu și ne mai ajută. Mai avem o legendă urbană. Noi suntem plini de legende urbane că vin peste noi din toate părțile. Oamenii care se zic trebuie femeia să facă o dată pui și după aia să o castrez. Folosește? E vreo legătură? Îi aduce vreun beneficiu faptul că face pui? Îi aduce un beneficiu cumva mai mult de echilibru al femelei. Sunt foarte multe femele, din nou, cu probleme, nu știu, sperioase sau whatever, care după fătare, după însămânțare, montă, fătare și așa, și crescut pui, devin foarte echilibrate și foarte pe treaba lor.
Cred că da, cred că ajută să, din perspectiva asta, din perspectiva medicală, din nou, nu. Dacă decizia e să o castrezi, poți să o castrezi oricând, nu trebuie să facă o dată pui exclus. Deci nu-i aduce niciun beneficiu medical. Medical nu-i aduce niciun beneficiu, fizic. Da, așa ca și echilibru al femelei, dar am văzut de foarte multe ori treaba asta, femele care după fătare și-au schimbat în foarte bine comportamentul, adică mult mai echilibrate, mult mai sigure, mult mai... cățelușe care se speriau de împușcături și după fătare nu mai au nicio treabă. Deci e o experiență foarte ok pentru câine, una peste alta. Mai grea pentru proprietar, dar pentru cățelușe e foarte rău. Da, nu e. Noi nu cu e. Carpatinii noștri, Dan, de fiecare dată când are un cuib, două luni dispare din peisaj. Este așa un fel de bună. Știm. Da, de fapt știi. Știm și de la... Bulmastifii, da. Da. Bolile de pe aparatul genital, care, uite, noi, de exemplu, la Canisa ne-am confruntat în 3 cazuri în ultimii ani cu piometru la femele. Da. E adevărat că toate, erau și pe femele care nu făcuseră munte și pe femele care fătaseră. E o boală care e o infecție uterină care e mortală, din câte știu eu, dacă nu e adresată la timp. Da. În primul rând, de natură hormonală. De foarte puține ori, piometru ca și origine are infecția ca atare. De cele mai multe ori este de natură de hormonală. Câteodată este un puroi steril. Se poate întâmpla și să fie bacterii ca atare, dar de obicei este un puroi steril și de natură de hormonală. Dar da, este o urgență medicală. Piometru este într-adevăr o urgență medicală. Pentru în situațiile în care, repet, noi spunem, nu, eu spun nu castrați, dar... faceți niște ecografii periodic, ideal ar fi cam la 2 luni după fiecare ciclu de călduri, să vezi un pic starea uterului, s-a modificat mucoasa, este vreo hiperplazie de mucoasă, este vreo situație acolo care să ne... sau chiar colecție uterină. Da, asta este urgența principală și când vorbim mai ales de femeile de reproducție și... la care riscurile foarte mari sunt la piometru cu cervix închis, când nu vezi secreție, nu vezi ca nimic. Ca să înțeleagă oamenii, piometru se manifestă prin scurgerii care pot fi confundate cu căldurile, zice, scurgeri sângerii, un pic mai închise, cred. Pot fi scurgeri sângerii, dacă este piometru cu cervix deschis. Adică e o colecție în uter, practic, o colecție în corpul uterin. Dacă cervixul la momentul respectiv e deschis și colecția se elimină, ești în varianta fericită, poți să aplici un tratament, observi, faci tratament, faci antibiotic și te gândești dacă e o femeie de valoare. Noi să știi că am încercat, n-am reușit să o salvăm pe niciuna. Eu am avut situații în care să le salvăm partea reproductivă, ele au fost salvate, evident. Situația mai gravă este când nu-ți dai seama, pentru că e piometru cu cervix închis, colecția se adună și uterul crește, cățeaua își schimbă comportamentul, unii văd, alții nu văd, alții văd în ultima instanță că nu mai mănâncă, că e apatică, că știu eu, nu știu, cât de atent e proprietarul sau crescătorul. Asta apropo de când nu mănâncă cățelul, e un semn că cățelul nu se simte bine, nu cu el la doctor. De asta e important să nu aibă căței mâncarea la dispoziție, pentru că dacă o mâncare la dispoziție mănâncă cât o gură, când își mai aduc aminte și nu avem acest mod de a observa imediat că nu a mâncat și dacă nu a mâncat înseamnă că e bolnav. Să revenim. Important asta cu mâncarea. E o precizare importantă și, în general, când nu mănâncă, de obicei e o problemă serioasă. Bulmastiful când nu mănâncă e clar, e o problemă gravă, rău de tot. Da, e pe moarte. Așa. Și atunci, decizia se pune atunci, de obicei atunci se impune castrarea. Se poate încerca tratament și cu deschiderea cervixului și așa mai departe, dar e riscant. Și atunci trebuie făcut întotdeauna supraveghere și să pui în balanță viața cățelușei și nu știu ce ai de făcut după aceea cu nu știu, eventuale produse de concepție pe care poți să mai scoți de la ea. Deci asta ar fi într-adevăr pe partea reproductivă problema cea mai frecventă la femele. În rest, pot fi vaginite, poate fi prolaps vaginal care se întâmplă în general la femelele care au intrat în călduri. La primul, al doilea ciclu de călduri se face o inflamație foarte puternică a vaginului și prolabează pur și simplu mucoasa. Vino aici. Și prolabează mucoasa în exterior și atunci, din nou, este o urgență pentru că se poate infecta, se poate leza.
neapărat intervenție, adică nici nu stăm la discuție, în orice situație descrisă mergem la veterinar și vedem ce se întâmplă și care este soluția. Important pentru proprietar este să le recunoască. Și asta cred că e o chestie foarte importantă. Cum recunoaștem prolapsul vaginal? Evident, este absolut evident. La nivelul vulvei ai să vezi o bucată mare, de mai mare sau mai mică, de globuloasă, de mucoasă vaginală. Care nu ar trebui să fie acolo. Care nu trebuie să fie acolo. Înțeles. Și cățeaua e agitată, se linge, depinde cât de mult și de bine ajunge. Și în rest, se poate întâmpla pentru femelele de reproducție să piardă gestația, să se resoarbă buiuții în prima perioadă de gestație sau să avorteze. Din nou, de obicei, sunt foarte multe cauze, de obicei sunt asociate cu niște infecții. Și dacă se întâmplă vreodată o femeie de reproducție să aibă un astfel de istoric, trebuie avut o grijă specială și văzut un pic dacă pusă pe antibiotic, făcut un examen înainte, făcut pe niște analize microbiologice, să vedem dacă ce e acolo. Ce mai voiam să te întreb? Conform legii și regulamentului ACHR, putem să folosim la reproducție căței de minim 18 luni, mascul și femele. Medical vorbind, din punctul tău de vedere, care ar fi vârsta ideală la care să facem prima montă sau singura montă sau așa cu un cățel? În funcție, la rasele mici și medii, în jur de un an, poate chiar mai repede de un an, cu condiția să aibă testele făcute. Aici, medical vorbind, aparatul reproducător și femel și mascul, în funcție de rasă, între 9 luni și 2 ani, la rasele mai mari, este ok, se poate, câinele poate face monta, poate susține femela o gestație și puiuții. Ce trebuie luat în calcul este că pentru multe rase sunt necesare niște teste medicale care se fac la anumite vârste. Și atunci, dacă te apuci să faci reproducție, fă-o cum trebuie. E păcat, chiar e păcat. Adică vezi ce câine ai, vezi, evaluează-l puțin medical, fă-i testele, nu știu, displazie, nu știu, atrofie progresivă de retină, whatever, ce știi că este pe rasa ta. Și eu știu că crescătorii de la noi din țară sunt mulți dintre ei foarte serioși, foarte pasionați. Eu, cei pe care îi cunosc, sunt toți... Da, admirabili sunt, admirabili. Deci eu găsesc puterea acolo, să spun sincer. Deci, medical, femela poate și masculul poate să monteze în general și să rămână gestantă după 8-10 luni. La Ela, vino aici. La rasele mari, însă undeva spre 2 ani și mai este o chestie foarte importantă. Lumea are senzația și se spune, domnule, ăștia cresc câini și împerechează și chinuie femelele. Uterul, asta e făcut, mai ales la femele, să facă, să poarte gestații. Dacă femeia este bine întreținută, dacă este bine hrănită, dacă se recuperează foarte bine între două cicluri de călduri, nu ai o problemă. Deci, din perspectiva asta, că ai folosit-o de 3 ori la montă sau de 5 sau de, nu știu, 6 ori la montă, nu ai o problemă. Uterul este distrus de progesteronul care vine în mod constant, și cu montă și fără montă, și cu gestație și fără, acționează asupra uterului. Deci, practic, natural și medical vorbind, nu e o problemă dacă femeia este bine întreținută și începe, nu știu, să facă primul cuib de pui la un câine de talie mare la 2 ani și ceva, la ea deja e târziu, așa, și după aia face, nu știu, un număr de 4-5 monte, sau ai tu atâta putere să crești 4-5 cuiburi de pui. De noi am avut un cuib anul ăsta și ne-a ajuns 10 pui, ne-a epuizat, dar mai vedem la anul. Ce contează foarte tare, contează cum îți întreții femeia, contează cum o hrănești, contează cât de mult alăptează puiuții, cât îi ții și cât de repede îi înțarcă după aceea. Ce suplimente îi dai? Ce suplimente. Și câteodată din dorința de a proteja câinii care fac parte din viața noastră și care intră în sufletul nostru altfel față de oameni, nu știu, intră altfel, pur și simplu, pe altă lungime de undă, din dorința de a-i proteja, nu le facem bine neapărat.
da, vreau să-mi castrez cățelul de vreme ca să nu intre în căldură, să nu sufere săraca că suferă. Păi, dar nu, s-ar putea să aibă probleme mult mai târziu. Sau nu vreau să o dau la montă pentru că săraca se chinuie, că fată, că nu știu ce. Fată, dar e o chestie absolut naturală și bașcă, mai sunt și medici, vede, care poate să te ajute să fete ușor, să mai știu eu. Și atunci privesc cățelușa de niște chestii absolut normale și absolut și care pe ea o formează un pic mai bine. Știi? Adică eu sunt pro reproducție, eu sunt pro reproducție, evident. Și eu sunt pro reproducție la câini cu pedigree, că absolut, iau da, voie da, oficial să se reproducă. Dar da, la femeile e foarte greu. Eu înțeleg pe oameni de ce nu, pentru că într-adevăr trebuie să o asiști, trebuie să ai grijă de puiuți, trebuie să îi vaccinezi, să ai grijă efortul să nu se îmbolnăvească, să îi hrănești. Efortul tău ca proprietar sau deținător de câine este foarte mare, deci trebuie să fie foarte clar lucrul ăsta. Când te bagi într-o situație de asta, să știi ce ți-asumi, pentru că foarte mult lume zice, ce facem, pui, ok. Cățeaua nu suferă atât de mult cât suferă proprietarii. Da, 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 de fapt proprietarii suferă mult mai mult, cățeaua e ok. Sau crescătorii sau așa. Și mai e un lucru, dacă tot ai făcut sau dacă ți-ai ales să faci, trebuie să știi foarte bine că ai o responsabilitate față de puiuții ăia. Crescuți cum trebuie, hrăniți cum trebuie, socializați cum trebuie, să ajungă la niște stăpâni. Apar foarte multe probleme și atunci, într-adevăr, asta e pentru cei care n-au ce face sau își doresc noi avem foarte ce tare face, dar să avem facă și un hobby, asta, mai ales, Dan, da, hobby-ul lui suprem, scarpatinii, da, ceea ce mi se pare foarte fain. Mi se pare un hobby care duce mai departe o bucată dintr-o rasă a noastră tradițională. E mult mai bine decât să am ca hobby, nu știu, jocul de poker sau mai știu ce. Nu, da, așa, chiar contează foarte mult. Gândiți-vă doar că rasa asta are câteva sute de ani. Cineva a muncit să ajungă câinele ăsta așa. Deci, e, cumva, dacă vrei să faci lucruri în continuare, interesează-te, citește, vezi ce faci acolo, vezi cum poți să faci o montă bună, în așa fel încât să poată să iasă, nu știu, ceva de calitate. Vezi care sunt calitățile câinelui înainte de a-l lua, că degeaba îmi iau eu, mie Malinoa îmi place foarte mult. Deci, Malinoa cred că este câinele pe care eu l-aș lua, în teorie, l-aș lua și îmi place extrem, extrem de mult. Nu o să pot niciodată să iau un Malinoa, niciodată în viața mea, pentru că nu am timpul, nu am energia, nu am puterea necesară să-l... Bun mastif este altceva, chiar și un câine de vânătoare este altceva, pentru că ăla are treaba lui, e foarte activ, dar e activ pe altceva, nu pe tine. Malinoa e activ pe tine, spune, bun, hai, ce facem? Hai, să facem lucruri. Și hai, asta ține 20 de ore pe zi. Și asta ține hai, ce facem? Hai, ce zi facem? Da, exact, exact. Știi că am vorbit, am filmat 10 episoade, am vorbit, cred că aproape în fiecare episod de Malinoa, care e o rasă foarte populară, e o rasă extraordinară, unul dintre cei mai inteligenți câini care există. Da, în continuare, nu vă luați Malinoa decât dacă sunteți potriviți pentru un astfel de câine, dacă vreți un câine deștept, aveți grijă să nu fie mai deștept decât voi, că după aia o să vă doară capul. Eu zic că se aplică asta și la partenerii de viață. Încercați să nu luați unul mult, mult, mult mai deștept decât voi, pentru că o să fie complicat, obositor, eu am pățit-o și s-ar putea să și nu reușiți să vă înțelegeți. Da, deci hai să căutăm ceva mai pe nivelul nostru, inclusiv la căței, și asta înseamnă cât pot eu să duc la un câine și în funcție de asta, da, e foarte îți important, alegi câinele. Nu foarte văd important ceva pe internet, ăla, m-am uitat, am văzut un Malinoa, ăla mergea pe sârmă, mergea pe... Vrei un câine care merge pe sârmă? Adică, la ce se folosește un câine care merge pe sârmă? Păi e superb, dacă să ajungă și... să meargă pe sârmă și să facă lucruri pe care le face un Malinoa, sunt zeci și sute și de ore și săptămâni întregi în care cineva s-a ocupat de el cu toată exact energia. Deci câinele nu vine din cuib la 6 săptămâni, da, cu un chip și o telecomandă și apeși pe butonul de mers pe sârmă și ăla merge pe sârmă și tu îl filmezi și îl pui pe TikTok și te lauzi ce câine deșteptam. Nu există așa ceva. Este un câine care, când nu lucrează cu tine ca să învețe să meargă pe sârmă, o să stea în capul tău și o să te nebunească că el vrea să facă lucruri. Și tu o să fii pe canapea la televizor cu 3 copii în cap și o să zici, lasă-mă în pace și hai să-l dăm, că nu ne trebuie nou așa ceva. Câine... Poveste pe care o văd foarte des cu această rasă absolut minunată, da, dar care nu-i pentru toată lumea. Uite că am ajuns de la Bull Mastiff la Malinoa, care, uite, Bull Mastiff-ul doarme. Malinoa ar fi fost aici. Eu am un Malinoa adoptat, care este un, eu zic, satanel. E ceva, e Malinoa ăla clasic, deci e un dement, dar îl iubesc de mor.
Nu pot să-l țin acasă, pentru că acasă, printre Carpatin și cu amugar la vecindă, 1,60 și cu copii în curte și cu de-astea, nu. La pensiune ieșim, ne jucăm, lucrăm, ne plimbăm, ne nu știu ce, treci la loc și cam asta este, că da. Asta de fapt este viața unui malin, dăm de lucru. Dăm de lucru, da, exact. Și până la urmă trebuie să știi ce vrei de la cățel și trebuie să fie o bucurie. Câinele la în viața ta trebuie să-ți aducă bucurie. Nu se poate să stai să fii hăituit tu de câine sau, nu știu, dominat de câine, nici asta nu e ok. Și na, noi încercăm să facem tot ce se poate să le fie lor bine și dacă îi alegem cum trebuie, cu siguranță și reușim. Și o relație foarte mișto, adică chiar o relație super, super frumoasă. Eu nu știu cum ar fi viața mea fără câini. Plec în vacanță și dacă nu văd câini 2-3 zile, deja mi se pare ceva dubios. Nu, eu nu pot să trăiesc așa. Un câine în viața omului e o chestie pe care vi-o recomand. Dacă aveți timp, nu pentru că vrea copilul, nu pentru că nu știu ce am văzut pe internet, dar altfel e o componentă, e un membru al familiei, care în capul lui e haită, apropo, membru al familiei pe care sper cu toții să ajungem să-l avem vreodată. Mulțumesc, Rodica! Cu foarte mare drag! A fost foarte instructiv. Nu mi-a plăcut neapărat ce am auzit, pentru că noi tot recomandăm la căței cu noi comportament castrarea la mascul. Da, recomandați în prima fază castrarea medicamentoasă. Da, uite, vedeți, asta este o soluție. Dacă, da. La fel, revin și mă repet, dacă nu e o situație în care legal trebuie să-l castrezi și atunci nu mai stăm de vorbă, n-are sens. Asta e, încercăm să tragem un pic mai mult de timp și să-l castrăm puțin mai târziu, în așa fel încât medical și comportamental să fie ok. Da, altfel trebuie să fie un echilibru. Da. Mulțumesc, da. Mulțumesc Ela, care s-a culcat. Ela e obosită. Cred că nu se mai mulțumesc vede. Și eu.